să ajung dincolo de râu, de strâmtoare, să ajung din capitală la Lisabona. Am făcut primii 5 km, am constatat că am fost inspirat să mă îmbrac mai bine, să-mi iau mănușele, pentru că dimineața e răcoare și mai ales dacă vreau să stau până de seară la masa critică, s-ar putea să fie chiar frig. Mă duc să explorez capitala cu bicicletă. Trec prima dată cu bacul, cu vaporașul, că altfel n-ai voie cu bicicleta sau pe jos, pe pod. Trebuie să iei ori trenul, ori vaporul. Și cu trenul am mai mers. Dacă vaporul, hai davai! Obrigado. Cam așa. Deci probabil vine de grabă dacă e atâta lume. €5 dus întors. Efectele vin. Gavionul. Asta de plimbat, nu e chiar sigur. Gara la Bulboaca. Să ne ducem la tren să ajung de la capitală. Hop. Înghesuială. E zi de piață. Vineri dimineață. Sau e amiază acum. Acuși. Dacă au locuri speciale pentru bicicliști, dar văd aici una. O rampă. Dar mă tind că îndăunează la frână.
ですから竹やりcu Bicla și la Lisabona. Mi-am găsit și companioană de pedalat. Nădejdea! Noroc! Noroc! Cum, așa? Nu știu! Și Bicla mică ai tu și a mie bitvind ai bani. Eu comprez la apartament, da, da. Eu n-am loc și noi aici la primărie, odată din cruce și clovii, primăria îți face care cumpără, apoi îi dă o jumătate de preț înapoi. Ca să încurajeze mers cu bicicleta. Da, da, da. Bravo, și noi ne-am cumpărat tot asta, te strânge, știi? Și ușor de vin, când am să pun am casă pe pământ. Ai mei au garaj. Sora și cumnatul și au vreo 4 biciclete, de azi ajung vreo 2 de copii, așa. Serios? Deci așa ziceam piața asta, vând 5 de abril, da? Eu am fost aici, eu țin minte că am fost. 5 de abril e podul ăsta, e după Revoluție, el înainte da, da, da. Salazar. 73, nu știu cum. Da, da, da. Și asta e o trasă de comerță. Aici era tot iam nou, aici tot mult de asta vor și astea columnele când vin eu navele. Paneatna, ok. Din... Hai, acum merg după tine. Acum e că merge până aici la mine la răspund, de la râu. Dar... A, râu se cheamă aici la voi. Da, unde zici tu, la unde vrei? La Cașcai mea că-i departe. Apă, așa au zis, odată, așa au zis și sora mea că-i departe Cașcai. Da. Dar eu aveam de gând să ajung și la Cabo de Roca. Da. Eu am făcut deja 30 km azi. Da. E, na, asta e. Nu mergi pe carosabil? Nu, că nu am apă, să nu mergem peste pietoni. Hai. Semafor, credeam că e cu zebră. E înșerbântat. Da, e cam ușor. Ce nu aveți să observ oglinda asta? Îți și eu de asta, cum îi zice? Ia-ți masca. Îți și eu de asta, cum îi zice? Stai, stai, vine... Narcis. Aha, e ca așa. Dar să ieși, ia-ți scoate masca. Dar ce ți-ai rușine cu masca mea? Vrei să ne-o pun și eu? Nu. Stai. Taman că trebuie să încurajăm oamenii să poarte masca, încă e valul 5 la ei, tamanul Moldova, da, România, aici e Gâja. Tot. Aici tot. Aici tot. Așa. Pentru fotografii... Scoate masca. Pe urmă. Eu filmez, vopșeta, așa că... Tu filmez? Aaa, ia uite, eu am chestia asta, ia. Dar nu filmez. Uneori, da, am azi cu filmul că... Nadia, zici că aici deja se termină râul Tejul și începe oceanul. Numai că noi ca să traversăm... Trebuie să intrăm pe-n labirintul ăsta. Nu era trecere. Pe lângă ocean. Mare dealul? Mai bine dar să o luăm pe acolo, pe ocolite, da? Mă duc până în capăt, dacă ai fi o ieșire. 12:30. Este. Cred că este ieșire. Din câte văd eu. Aici e chiar fără prag. Dar cine trebuie piste? De-am circulație nu mai este așa de mare. Hai, curaj pe tot carosabil. Ai drept de vot în Portugalia? Da, bine, mă duc. Și?
cine votez? Dar de ce? Demoleze, da? Da, și de asta e sigur că prim-ministru, sunt am de doctor, atât de program. El tot așa a fost prin era din stânga. Nu știu, cel mai tânăr. Candidat? Da, sau lider? Și tot acolo se face și de luat ceva. Dar acolo și favele aveți, trăiesc oameni sus? Mai ales probabil veniți din Iest, nu? Și din Și acum de ce votează cu dreapta dacă veniți în comuniști? Eu mai crescut și eu femeie. Și-i place, da? Da, și-i place. Deci aici asta dacă vreți să-mi simte acolo. Dar la închisoarea asta nu se poate intra, nu are statut de muzeu ceva, da? Unii se urc sus, dar nu se urc sus. Hai să încercăm. Chiar cu bicla vrei? Hai, Forte de São Bruno. Stai de aici, este aici. Dar e închis. Da. Aha. Și tu nu vrei. Ne ducem pe plajă. Când te duci spre capătul lumii, trebuie să o iei pe carosabil, că se termină pista biciclistică de la o bucată. Nadia n-are exerciții, dar eu cât am mers pe carosabil, oahahaha. Și asta e numărul drumului, da? Drum național. Bătați verzii. Verzii ecologiști. Plajă, vara cred că e plin. Vara
ai claxon, dar eu n-am. Spectaculos golf. Unii chiar fac plajă. Dar noi pedalăm spre capătul lumii. Și ultima stație la tren, da? Da, da. Da, nu mai poți merge pe malul mării. Ferbiclă, că e cu chetri, cu... Căței. Splimbi căței cuiva. Bine că au multe robinete de astea de apă. Da. Așa biserică mitică, moldovenii care sunt megalomani și vin la așa biserică mitică. Dar și așa separat ca la musulmani? Unionica, bărbații într-o parte, dar și nu știi și femeile în altă. Ужас, ужас. Și asta mi-e zic, e union vara, e un mandat. Fiora Maria, de 40, nici nu-i tare vechi. Și portugheze nu mai vin și închiriază moldovenii, da? Ei vin uneori de sărbători, știi, nu tot timp. De ale lor, că sunt două săptămâni mai devreme. Dar în genere, noi atâtea posturi avem. Și oricum nu le respectă nimeni. Eu sunt vegan al 6-lea an și mă mir cât de rar găsești mâncare vegană în post. Și zic, băi, dar voi nu țineți post, vă declarați că sunteți credincioși, 96% pravoslavni. Îți pare că nu. Dar tu nici pești pe moment? Nu. Nu m-am văzut tu. Da. A mai ca să o împirișe prin Orășel și asta este acolo. Pe zonă pietonală. Ce e? Ce e? Orășelul Cașcaie și suburbia, da, de Săbunii, da? Cașcaie, da. Ok. Eu am 50 km la bord, tu probabil vreo 30. Da. Ai mai mers atâta? Nu, eu am impresia că din Săbuna până înainte sunt 30. A, pe asta zic? A, pe asta zic, da, tu vreo 30. Acolo din sus? Ei, vezi, eu m-am coborât la vale, ușoră prost, știi, mai astfel, mai greu. Păi să mă duc și pe jos. Jumătate de oră, cam așa. Dar trecut de aici, eu nu știu, dar e cam tot. Mi-am pornit, știți, din loc. Adică faci parte din peisaj. Da, e altfel. Da, da, da. Mașină medievală. Și pe aici sunt avioane și acolo la noi. Se aud cojma de snitele. Dar văd că este rampă.
Ai crezut că e prag? Ai crezut că e prag? Rămânem aici pe trotuar? Palatul? Proprietăți private. Nu trebuia în curte, da? Hai înapoi. În schimb, am văzut farul. Dacă am 60 de mai trafic. Asta e castel, dar ce că nu e așa frumos. Și este unul mai frumos ca ăsta? Și când crește nivelul mării, se umple golful ăsta la el cu apă, da? Valea Morilor e frumos scara aceea. Da, dar aici nu am făcea, n-am castel, da? Decorația atâta. Nu mă pus. Eu în 99 când am absolvit, am filmat un botez și am ratat momentul băgării copilul în scăldătoare când mi s-a terminat caseta. Da. Și m-am lăsat de meserie. Dar acolo era la catedrala catolică, nici măcar nu erau de-a noastră ortodoxi. Te-ai luat în cap? Ei, nu mai țin minte. Cred că nu m-au lăudat. Cum vrei? Ăsta, pescarul acela, ce crezi că așteaptă ceva de mâncat? Sau vreau să socializez cu fetele? Deci asta e gura infernului? Da, boca din infern. Yo, dar parat spectaculos ai băiete. Adică poți să mergi de sus, să duci de acolo și poți să punești de acolo. Dar băieți asta cu tanări. Nu, legăm aici de sârmele astea, că e mai ușor. Și ați zic cineva ceva? Nadia e interesată de pescari. Adevărat că este și o pescăriță. Aici e matincă, rocă vulcanică. De milioane de ani. Că nu e de azi. Când sunt valurile mai mari sau când ridică apa, se împle și aici, da? E ca să au rămas. Probabil rămân și pești uneori aici. Și își găsesc sfârșitul săraci. Aici sunt mai multe scoici. Și aici am văzut un ou de dinozaur. Brontozaur, stegozaur. Aici apă bâhlită. Nu știu de câte zile stă de când a bătut vântul tare. Cam așa e treaba. La ocean. La capătul lumii. Acum dacă e după amiază, încolo e America de Sud, acolo e America de Nord și acela e capătul lumii. Cabo da Roca. Punctul cel mai vestic al continentului european. Nadia face live. Cicliști, cineaști, ce mai suntem noi? Colegi de jurnal. Da, da, da. Colegi la facultate, tot facultate, tot mai. Da, da, da. Mai târziu, așa că
Am venit din Lisabona. Cât am pedalat? Vreo 40 km de-am ăsta. 30, 40. Am și mă uit eu cât am făcut. Că eu am mai făcut 20 în plus. Da, tu ai făcut încă... Uitați-vă aici. Uitați, acolo sunt pescari în spate. La urmă am decis noi că rămânem la far. Nu ne mai ducem până la capătul lumii, că și aici e hăt, capătul lumii. Ne întoarcem în oraș că avem masa critică. La 6:30 adunarea, la 7 plecăm la drum. Fabrica de aqua. Dar ce fac? Extrag apă din mare și o desalinizează sau nu știi? Asta nu știu, dar ei au atât mult de apă. Poate au vreun izvor care vine din acolo. Ne intrăm prin alt parc, că acolo nu aici poate, nu, aici e strepte. Dar farul a rămas în urmă. Închis la far. Ne întoarcem în oraș. Hai, ne ducem acolo în oraș. Hai să ne uităm, da, hai să ne uităm pe... Pe obiectivul de servir de chamariz abrigo. Am ajuns la hotelul insectelor. Da. Unde ne-am pornit și unde am ajuns? De la poarta iadului. Insectelor. Într-un parc aici oamenii stau la iarbă și un cuplu modern, doi cu coș, cu găină, trio fericit. Nu-i cuplu, dar-i trio. Ai găsit apă? Cum o scăutăm toalet. Da, eu tot, dar nu știu, vreau să-mi mai pun în a mie garafă. Nu, aici am făcut un reportaj, chiar cu ziua copiilor, cu mămișile la... Și ne-a, uite, n-am cunoscut nicăde câte numai cinte și ei. Momentul, da, cu mama. Da, 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 când fața lui apoi am... Da, cum, ai apăsat pe buton? Da. Sau rogi frumos. Simțim at croisele. Sezam. Și atunci când m-am fost aici și capă, dar nu știam că el e așa de mare și când are și că e legat cu castelul acela. De asta și așa e acolo intrat și s bronza. De putem să aici, că e cineva acolo. Eu că nu știu. Ia uite, am multe chestii. Mesaje civice. Să-mi fac o poză. Nu se poate. Fără așa ceva.
camera din față pentru Instagram. Am public acolo care așteaptă poze. De toaletă sau ce? Înapoi. Nu ne întoarcem înapoi, îți găsim în oraș. Hai să hrănim rățuștele. Și facem, Adama, ce? Le spală, ce le faci? Da? Adună de pe fund murdărie. Cucurigule. Băi, răule, lasă-o în pace. Cum de nu fugi de aici? Rampa. Hai pe rampa. Într-o direcție ne sufla vântul din spate și soarele în ochi. Acum vântul ne vine în față, în schimb soarele ne desenează umbrele. Ai mai pedalat mai mult de 50 km pe zi? Nu. Eu sigur o să fac 100 azi. Dacă nu iau trenul înapoi, încă nu știu cât o să fie pedalarea masă critică. Probabil tot vreo 10 km cel puțin. De acolo, de la Marchis de Pombal, și tu ai văzut traseu. Sau nu, mă tine nici nu au spus de traseu, s-ar putea să fie la întâmplare. Da, eu cam aleg unde. Da, da, întâmplător s-ar putea să fie. Unde e semaforul verde, acolo cotim. Întoarcere de amul. Nadea e obosită și dă pe jos. Pentru că e deal mare aici. Dar nu mă opresc, asta e principal. Bravo, bravo. Jos, eu chiar ești foarte curajos, mai rar. Aici ce-o fi fost, oare? E interesant. Terasă, e de boieri era aici. Unica că văd că nu-i prea... Și uite, trenul merge pe alături. Da, aici merge trenul. Chiar are stație? Na, putea să vâjăie, să fie fără stație. Ce, nu vrei cu trenul? El pleacă sau... Nu înțeleg în ce direcție se duce. Ok. Hai la deal. Tot pe jos. Idealul e mare. Dar uite-te la capul ăsta acolo. E mor de râs, vezi? Cu dinții sparți, dar râde nu mai pot. E ca ștrină. Eu mă așteptam că partea aceea îți duce în direcție inversă, ca metrou. Sara, de-am trebuie să ne facem vizibil. Dar. Ieșim pe carosada? Eu am impresia că e mai ușor. Da, așa zic și eu. Eu am asistit-o probabil. Te-am gata cu ochelare, da? Concentrez-te asupra mare.
Ce zici, semnul celălalt de circulație? Atenție la ce? Pietoni. La pietoni, da. Că trebuie să intre pe pasajul acela și pietoni și bicicliști. Da. Ok. Acu. Ai, acu, yes. Vai și tu? Hai. Ne răzbim. Avem să caut toalet. Ai găsit aici? Mai vei? Să ajungi? Da, cred că gata, nu mai e. Ca poți să caut și o toaletă. Sigur pe bandă biciclistică decât pe carosabia. Mai relaxat pedalez. Da, și crezi că se întâmplă? A fost numai pentru pasaj. Da. Asta e. Ia ca vedeți Lisabona și noaptea. O să filmez amuși la pedalarea masa critică, dar nu cred că o să venim pe aici, pe marginea golfului, pe malul Tejului. Aici era centrala aceea electrică, da? El așa, că orbește oamenii. Deci nu știu care e ideea. Poate e defect. Vrei pe sus? Nu, mă opresc să fac modul, știi? Am crezut că vrei să urci pe aici. Urât.
What is this? Discoteca. Suntem pieni. Parcă-i far. Pentru dansat aici, cred. Hâța, hâța. Șapte și eu întârzi de la masa critică. M-am luat cu Nadia Oliveira, cu ritmul ei, și am constatat că mergem prea încet. Acum se vede dacă mai am șansă, sprint ceva sau degeaba. Am urcat dealul. O să pedalez vineri la Almada.